Da, medici așa m-a lichidat. Dar ce ai pățit? Ai avut un accident și ți-a pus mâna... Am avut un accident și eu cu dreapta pusesem la loc. Aha. Și îi spun lui medic și altă, domn doctor, pune-ne într-așa poziție în gips și zic ar sprinde. Aha. E, nu, că trebuie să punem la Vătejani, m-a sfredelit, mai scurt o săptămână ajuns la Vătejani acolo și pe urmă... Da unde? Aici la Chișinău, la Toma George, da, la traumatologie? Urgență, la urgență. A, la urgență. Și? Da. Dar când a fost asta? Cam de multe ori. A, cam câți ani? Vreo 5 ani. Și ai încercat să cazi dreptate de atunci? Și dreptate. M-am dus la un jurist, așa l-a zis că dă-mi 3.000 de lei și deschidem... Fac plângere. Și deschidem dosar. Am înțeles. Înțelegi? Ia că tot dreptate la noi. Dar nu-i dreptate în țara asta, să-l cătă mama lui. Am înțeles. Dar dacă vrea cineva să te ajute, vreun jurist sau cineva, cum să te găsească? Ce nume ai? Mă numesc Tudor Burdiniuc. Aici de la Ciocana, da? Ia ca în casă, ce cu 16 etaje locuiesc. Aha, peste drum de piață la Ciocana. La 13 etaje. Am înțeles. 149 apartamente. Te găsim, dacă o să avem posibilitate, te căutăm. Dacă vrea cineva să facă un bine. Ne-am înțeles. Că lumea asta, că nu-i dreptate în țara asta. M-a și dus de mult de aici, dar eu de-am nu sunt în vârstă așa, ca să mă duc. Am înțeles. Un cumătru cu 5 copii s-au dus în Portugalia. Și nu s-au temut că aș duc foame copiii lui acolo.